Săptămâna aceasta, în incinta Casei de Cultură Strășeni, a avut loc ședința de informare pentru implementarea reformelor în sistemul judiciar și impactul lor asupra oamenilor. La eveniment au fost prezenți membrii CSG și reprezentanții judecătoriilor din raionul Strășeni. Președintele Consiliului Superior al Magistraturii a explicat care este scopul reformei. Pentru mărirea calității actului judecătoriei și pentru mărirea transparenței. Necădând la faptul că vreau să spun că în sistemul judecătoresc, ați văzut, toate dosarele sunt repartizate în mod aleatoriu, ședințele judecate sunt înregistrate audio, doar cum există o transparență, oricum noi tindem spre o transparență cât mai mare. Dar totodată vreau să spun că e clar că sunt nemulțumit, că vreau să concretizez că în urma unui act judecătoresc, oricum o persoană rămâne nemulțumită de actul judecătoresc, că sunt două părți pe dosar. Dar oricum, este de înțeles nemulțumirile unor persoane. Cetățenii au avut o discuție constructivă cu reprezentanții CSG, iar unii dintre ei și-au exprimat și nemulțumirile față de sistemul judecătoresc. Ia uitați în România, orice cetățean român știe și îți faci în țară și nu îți faci în țară. Și când aude o vorbă la un român, toate că n-aud, aud la unii basarabieni, moldaveni, proști, aud câte o cuvântare că e, și țara noastră, Moldova, așa, numai departe, așa se adresați cu toate și în România, tot a noastră. Dar fiecare cetățean român, băi, ce vorbești tu, băi, așa despre limba noastră? Ce vorbești despre statul nostru, băi? Și înțelegeți voi, fiecare se revoltă. Dar la noi, calc în picioare asta cu vor țara asta. Dar așa numai de atâta când sunt instruiți și nu știu simțul răspunderii. Vreau să vă prezentați. Și de atâta nu știu simțul răspunderii, că lumea nu e informată de nimeni, dar de multe ori și e dezinformată. Mai mult ca atât, că în vremea sovieticilor, așa zicem noi, azi că dacă se auzea undeva o greșeală din partea unui conducător, îndată acolo era Raicom, îndată acolo era oricare alte organe și lucrurile astea se domoliau pe loc, azi și oamenii își găseau dreptatea. Dar Muian, atâta știu, că te duci la unui administrație publică locală cu o plânză sau cu o cerere și nu ți-a examinat-o, te duci la urmă și întreg de și cum așa mai parte. Ei, știi, noi ne-am putut rezolva, noi nu vedem așa nimic și procuror te răspunde, nu vedem nimic așa că noi să ne implicăm. Dacă nu vă place răspunsul nostru, adresați-vă la cutare, instanța la cutare sau în judecată. Atunci când la mai departe, judecata spune că e inadmisibil cererea dumneavoastră sau e nu de competența noastră și de-aia eu și-am spus că nu e nimeni la noi competență în țară, nimeni nu vor să hotărească nimic, vor să hotărească întrebărilor personale, a neamurilor lor și n-au a cumătrilor, iar azi au fost o întâlnire de cumătri. Din discursul dumneavoastră ați făcut o referire privire la înregistrările audio-video a ședințelor de judecate. Vreau să fac aici anume calitativ înregistrările audio-video nu se fac. Se fac prin șmicherii, să gândim așa, cu obiectiv și să vede, anume ce să vede când în decursul desfășurării procesului judiciar, judecătorul, dictafonul stă pe masă la grefier, migăiește la comandă din ochi, amul pornește, amul oprește. Iată aici vine momentul că înregistrările la disc, înregistrările la disc, se simt că sunt oprit. Unii membri ai judecătoriei din Strășeni și-au manifestat atitudinea pozitivă față de implementarea noului proiect. Odată cu construcția noii clădiri a instanței de judecată, deci aceasta va asigura sălile de ședințe de judecată pentru toți judecătorii, astfel ca să putem da acces persoanelor în sălile de judecată, să aibă condiții atât reprezentantul procuraturii, avocatul și însuși cetățeanul, ca să aibă un birou unde poate să facă cunoștință cu materialele de dosarelor. O altă întrebare cred că va fi soluționată și întrebarea cu parcările, deoarece avem un spațiu destul de restrâns și nu avem unde să parcheze justiciabilul când vine în sala de judecată. O altă întrebare care va fi soluționată prin noua clădire a instanței de judecată va fi momentul că va accesa tuturor persoanelor, deci va ridica nivelul actului de justiție a instanței de judecată și va reduce din termenul, odată cu specializarea judecătorilor, va reduce din termenul de examinare a cauzelor aflate pe rol în fața judecătorului. Proiectul Arte
ECO este o inițiativă de 2 ani și jumătate finanțată de Delegația Uniunii Europene și implementată de consorțiul care include Agenția Internațională de Cooperare a Germaniei, Centrul de Cooperare Juridică Internațională și Grupul de Investigații Politice.